Patrick va face pasul cel mare. Vrei să fii iubita mea? Concurentul va fi copăleșit de emoții uriașe. Patrick își va lua inima în dinți și va cere bianca să devină iubita lui. Concurenții vor fi copăleșiți de emoții mari. Cel de-al treilea sezon al emisiunii Casa Iubirii aduce în continuare în atenția telespectatorilor noi momente de senzație. Noi concurenți dornici să-și caute jumătatea, dar și multe răsturnări uluitoare de situație, controverse și tensiuni aplice scate fie din gelozie, fie din cauza orgolilor. După o ediție de gala plină de emoții și momente tensionate, în prima zi a acestei săptămâni, concurenții au avut parte de noi întâlniri de pomină, dar și de teste amuzante. În ediția de marți, în centrul atenției se vor afla pe de o parte Patrick și Bianca, deoarece se vor apropia tot mai mult, iar pe de altă parte, Rodi, Teodora și Criș, cu noi discuții aprinse. Patrick va face pasul cel mare. Vrei să fii iubita mea? Concurentul va fi copleșit de emoții. În ediția de marți, 29 octombrie a emisiunii Casa Iubirii, Patrick va prinde curaj și va cere Bianca ei să devină oficial iubita lui. Concurentul va pune la cale o întâlnire romantică la piscină, unde la un moment dat își vor face apariția Teodora și Gagea, care le vor cânta o melodie de dragoste. În pași dans cei doi îndrăgostiți se vor apropia din ce în ce mai mult și se vor lasă purtați de primii fiori ai iubirii. În cele din urmă, Patrick își va face apariția în fața partenerei sale cu un superb buchet de trandafiri roșii și o va întreba dacă vrea să fie iubita lui. Vizibil emoționat, Patrick va primi răspunsul afirmativ mult așteptat și apoi își va sărută iubita cu pasiune. Patrick, vreau să-ți mulțumesc pentru că ai venit, pentru că faci parte din viața mea m-am emoționat. Sunt leșinat. Și vreau să te întreb dacă vrei să fii iubita mea, Bianca, da, vreau, Teodora, deranjată de comportamentul lui Rob față de Criș. Tot în ediția de marți, Rob și Teodora vor ajunge din nou în pragul unor noi tensiuni. Teodora se va arată din nou deranjată de atitudinea și comportamentul lui Rob față de Criș. Întrebată de Andreea Mantea ce anume a supărat-o atât de tare, Teodora va mărturisi că tot ceea ce a spus concurentul a deranjat-o teribil. Teodora, doamne să se întoarcă roata asta și să te pun în aceea și postează să vedem după aia cum reacționezi tu, rog, Teo, cum ar fi fost să te iau și să-ți fac la fel când ai făcut tu așa. Andreea Mantia, ce te-a deranjat, Teodora, tot. De la privire la glume, la ce a vorbit cu băieții, tot și mă așteptăm, Andrea Mantia, și încă n-a fost tot în acest material, Teodora, da, mi-am dat seama.